11 mioare sunt de negăsit după ce 3 bărbați din comuna Florești au dat iama într-o stână din vecini. Au reușit să fure în total 51 de oi și să vândă 15 dintre ele unei persoane din Filipești de Târg. Proprietarul mioarelor a alertat poliția, care acum încearcă să le găsească. În urma sesizării au fost demarate cercetările, astfel că la scurt timp au fost identificați 3 bărbați din localitate suspectați de comiterea faptei, de la aceștia reușindu-se recuperarea unei părți din ovinele sustrase. În acest moment sunt efectuate cercetări pentru identificarea și celorlalte animale care au fost sustrase inițial și pentru tragerea la răspundere penală a suspecților. Cele 3 persoane bănuite de marea lovitură la stână sunt cercetate pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.